Bună seara, bună seara, prieteni. Bună, bună, bună. L-avem aici pe domnul Iancu Jianu. Bine că ai venit, tată, la șovința asta minunată. Am ghiut ciorbă la mine, așa de la mine. Ne zice, ce la ciorbă la el auzi? Draga mei. Aaa, draga mei, îți dă Maria. Ce face Maria? Tot așa tristă, dar nu mai să ne trăgea. Nu, făcut de anul când a făcut, draga mei. Da, că și nu faceți acolo de mâncare și mâncați, nu mai vă ne trăgeți. Nu trebuie că la telefon de 3 zile, mă departe. Le-am tăiat cu puțin, dar toți mari sunt tăieței ăștia. Mă, tata, am căutat foarte, n-am găsit, tata. Dacă tu nu vrei să-i păi la 30 de milioane, n-are nimeni așa. Cine dă 30 de milioane pe port, dacă n-ai dat mata, care ai atâția cocoșii? Am dat de Crăciun, am dat 37 de milioane. Atât era un galben mare. Da. Eu nu pot, te dau pe gard 25 de milioane. Îți faci gardul acolo în față? Da. Da. Portul. Păi, șorul. Hai, da. De Crăciun îmi trebuia, da, să fac alea, când n-am zis alea. Da, da. Da. Dar acum, că băgăm deci, la găleată. Nu mai, acum fac și unul mai ieftin. 30 de milioane sunt bani să dai pe un porc. Ca porcul meu. De da. Acum înainte luăm noi porci și îi creștem la noi acasă. Îi creștem, că am crescut într-un an. S-a făcut. Brachete. Nu reținem noi de... Nu știm noi, nu ne pricepem să creștem porci. Am încercat într-un an. Când colo vine, mama, după toată iarna până vara le-am ținut, a stat copilul cu ei. Când colo toamna să le tăi și eu, erau orache. Păi nu erau porci de rasă, aia era treaba. Vă mulțumesc. Erau din are... aia cu botul lung. Mamă, și câtă mâncare am băgat. Mi-a lansat, știe cum să le dea. Știe, doar. Rai, alea, alea. Rai, alea. Da, noi le dădeam numai boabe așa și oamenii măcină, le face o roaie. De parcă nu mănâncă boabe. Mâncă puțin și pâine mănâncă de asta. Ei, da să mănâncă. Da. Să știi cum un porc foarte frumos, mi-a plăcut porcul. Micuțe un pic. Să-l întrebea la ce îi dădea de mâncare. Măcinat, uroaie. Uroaie, toporul îmi da măcinat. Păi nu ia bine că vine porul măcinat, mă. Doare. Dar cât mai e până la parte? Deci din luna asta că sunt 23. Aproape 3 săptămâni. 3 săptămâni? Pe 16 Paștele, nu? Pe 16 luna la altă. Păi ce mă crede? Da. Wow. Ce aveai de gând să-l mai îngrași? Îngrașă porcul în ziua de Crăciun. Mă, porcul meu îngrașă, nu are... Îngrașă porcul în ziua de Crăciun. Ăla numai peci. Mai ne ridicăm și noi de mata și noi n-avem deloc. Dacă nu dădeam avan, dădeam 30 și luam pe ăla. Tu vei pe la mare. Mamă, nu mai puteam să plec din cucur. Dar trebuie bani cu... să fac moș, tot. Păi, acolo să-ți ajut Dumnezeu. Fac păișor, fac acolo artizanat toată. Tată, trebuie să ai grijă de maică mea, să nu mai să năcăjească. Să nu mai pun la muncă. Nu, mai e bun la vă, tată, pățește, doamne. Doamne, oameni, mă duc la cerveniță, mă duc oameni mei. Da, păi, gardul, arată-l fiul tău. Păi, imediat, am vorbit la București, acolo, da. Păi și casa cine a făcut-o? N-a făcut-o tot el, ce-a făcut-o fratele? Păi asta zic. Catul vrată Jeanu. Tot ce e acolo, tot din mâinul el. Păi știu cu Jeanu. A rămut un pic cu fete, că vorbea casa prin afară, făcută. Ce vorbeu cu gazon, cu alea, fac, nu mă las. Să-ți dă Dumnezeu sănătate și multă putere să faci tu și cu mama, să faci ce-ți acolo. Da, unde Dumnezeu și voi la fel, să se apuniți casa, în oricum. Ce? Asta e. Și noi vrem să luăm un porc mai mic, că nu mai vrem să te opinim. Uite, da, ne trebuie și nouă bani acum. Ia pe ăla de la baba. Da. Nu, tu. 19. 20. Aveți 23 Nu, nu. Tati, are și o plăcere să cumpără porc de ăsta albu. Curat. Uite cum e ăsta albu. Nu, nu-mi place. Poți să fie degeaba.
Da, te mai chiar cu și mai nu are nimic, că nu și-a mai mașină într-un an așa. Și culoarea aia, cum era ăsta maroniu, așa mie nu mi-a plăcut culoarea lui. Cum îi zicea la ăsta? Petren. Petren, cred că, pete de la. Bă, și ăla, știi, port fain ăsta, unde ne-ai dus mă ta. Da. E numai de carne ăla. Numai pici. Da. Să știi cum numai pici. Bă, acolo om și mai mici, că trebuie curcat. Da, trebuie mei. Hai să vezi că, să vezi câtă zmei acum ajunge. Dar trebuie să le pentru copiii mei ăla. Bun, dacă te 10 milioane pe mine. Pe ce? Pe mine. 10? În data nu trecută la 9 milioane. Da. Cât ți-ai dat? 9 am dat. Și nu am dat 8, da. La Severin. Cu 35 kg am luat. Anul trecut a avut 22 de kg. Și acum e 40. Dacă nu mai vină. Nu mai vină. Dar cine ia cu 40 ciobanii să rămân cu el? Să ia, să rămână în Severin și le lasă ieftin. Mai bine să ne luăm atunci Când ai ei, să nu mai te grăbești să le iei cu o săptămână înainte. Să zic în frigider, în gheață nu are gust. Da. Asta vreau, să luăm în... Bun, atunci ia. Noi am zis și porcul să-l tăiem în săptămână mare. Porcul ăsta. Joia. Da. Păi dateria aia n-am putut să bea. N-ai putut? Un pic. Prea tare. Pericol mă. Și eu ți-am pus-o toată din sticlă aceea. Ai pus-o mie tu. Vezi? Ia acolo. Da. Găina asta e foarte tare, mi-a dus în mână. Da, ia de carnea, că doamne într-o parte. Ia. Îi pus-o din mână, cum am pus-o la urmă? Hai, cum se vede cum mână. Nu, dar e într-o parte, după cum văd ultimul ăsta. Vezi? A, nu ați întors și eu un pic. Așa până ce aia, cu gâtul ăla, plecat. Rânza, nimeni nu mai vrea rânza, da. Doar supă. Supă. Nu. Roșii, mistere. O, Cătălin nu i-a plăcut nici roșii. Ce face domnul bucătar? Gata masa? Gata, gata. Ai terminat? Da. Supița a fost bună, să scot și eu asta afară. Bucătarea avea o din aia acolo sus. Stăteam acolo liniștit pe scaun. N-aveam nicio treabă, uitam pe telefon. Și mi-a picat dintr-o dată în cap. A, colegă, trebuie să vedem jos, dar nu-i așa reții non-stop acolo. Dar am băgat-o pe foc. Da, să le dai jos și pe aia. Le dau și pe aia jos, că m-a enervat. Uitați bucătarul cu rânzoiul aici, cu roșii. Ia uitați rânzoiul. Mă, bucătare, tu n-ai terminat rânzoiul ăsta. Nu, că nu știu dacă nu. Tu ești sătul de rânzoi, ca ursul de dindă. Îți dai seama. Noi suntem sătul de rânzoi. Să mâncăm rânzoiul. Dacă era mai multă lume, da. Da, da. Ai oase ceva? Aha, nu-mi stă. Ia, ține camera. Unde e aia lui? Pe unde sunt oasele? Acolo, la sunașe. Are și el aici, așa, o oală. Unde e? Unde ești, bă, Rider? Rider! Rider! Nu e acasă, bă. Uite că vin. Pune-i în ăla lui. Hai. Hai.
Trebuie să-i bagi și un pic de pâine acolo. Trebuie să-i bagi și pâine. Să ai poftă, Raider. Am băgat și ciorbă. E bună? Doi bătaie. Să-i băgăm și niște pâine. Cred că băut toate ciurile. Dă timp! Pâine. Că aici. E cu minte, băiat. Uite că îi place și lui, numai zama, vezi? Da. Ce, bă, gata? Nu, acum mă neconuați. Știi că el ascunde oasele alea? Unde? Pune nițip. Ce? Nu se vede nimic. În niște genți de mașini. Oh, ce plic. Bagă Raider. O să închidem pe aici, Leo. Mami, ai făcut foc înăuntru? Și cum nu va dormi și noi așa? Adormim așa, adormim așa. Leo, ia-mi și mie cântarul ăsta de aici. Cântarul. Du-l sus. Stați un pic de cum trebuie să închid și eu aici. Așa. Vezi ce bine merge ușa acum de când i-am pus ăsta ulei. Da. Bă, să știu că am să lăsă frig. Da. Mamă, ce frig e, frate. Ziarul nici n-am mâncat cotoiul, ai văzut? Am mâncat doar ciorba. Au și că nu mai mănâncă așa mult aici, nu-i că are și el ciorba acasă. Păi da, trebuie să mănânce și el cu Maria la masă. Da, chiar așa e. Nu? Foarte bine. Păi ce-ți facem minutele? Hai cum intru și eu să mă barberez, să mă fac și asta. Să facem cu căldura cum facem cu focul în camere. Așa că, prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă dorim noapte bună. Doamne ajută la toată lumea și numai bine, prieteni. La revedere!